Nu l-am putut abandona, face parte din familie. O poveste emoționantă venită din inima Ucrainei a făcut în conjurul lumii prin social media. Totul a pornit de la o fotografie în care o ucraineancă își purta câinele bătrân pe umeri pentru a-l scoate în siguranță din țară. Câinele este un ciobănesc german de 12 ani jumătate, prea bătrân ca să poată parcurge un drum foarte lung pe jos. De aceea, stăpâna sa, Alisa, l-a purtat 17 km în spate pentru a-l duce dincolo de graniță. Alisa are 35 de ani și este una dintre persoanele nevoite să fugă din Ucraina devastată de invazia rusă. Femeia locuia la Kiev împreună cu familia sa, iar peste noapte a fost nevoită să plece din calea bombardamentelor, ajungând astfel în Polonia. Ucraineanca Alisa și-a pierdut tatăl în vârstă de 59 de ani pe 23 februarie, cu o zi înaintea invaziei rușilor. Nici măcar nu a putut să-și înmormânteze părintele din cauza invaziei, iar trupul neînsuflețit al tatălui său a rămas la morga spitalului, unde și-a dat ultima suflare. Nici pe soțul său nu-l are aproape, el a rămas în Ucraina alături de alte sute de bărbați din orașul lor pentru a apăra țara de invadatorii nemiloși. A trebuit să plece din Ucraina cu copiii pentru a-i duce la loc sigur. Grupul cu care au plecat din Ucraina a decis să se oprească într-o noapte într-un sat, iar de acolo au luat-o la pas până la granița cu Polonia. 17 km au făcut pe jos. Am plecat la 4 dimineața, erau minus 7 grade. A fost o călătorie dificilă între munți și râuri. Copiii mei plângeau de frig. Voiam și eu să plâng, dar nu puteam să renunț. A fost ideea mea să mergem spre graniță, a mai spus Alisa. A avut astfel parte de un drum lung și plin de disperare și oboseală.